Dacă suntem de acord cu toți să intrăm în lucrurile ședinței, suntem în poliția sau la ședință extraordinară? Ședință extraordinară convocată pentru astăzi, nu 08, și avem pe ordinea de zi 3 proiecte. Dacă sunteți de acord, să facem unii prezența, vă rog. La ședință participă 14 consilieri din 11 funcție. Absentează 5 dintre aceștia, doamna Călin, domnul Foleanu, domnul Iorguș, domnul Tanasă și domnul Toma. Motivat toată lumea, da? Deci suntem în ședință salutară. Avem pe ordinea de zi 3 puncte. Dacă suntem de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Dacă îmi permiteți, dau o citire primului proiect de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție a Spitalului Municipal Mângărea, valabile la data de 1.07.2023. Dacă sunt intervenții, solicitări, comentarii, mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 1, cine este pentru? Unanimitate, abținere împotrivă, unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Local Mangare, administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Golter Mangare S.A. Intervenții... Dacă îmi permiteți, domnul Filip, s-a început procedura de concurs de dosare pe administratorii Golter. Propunerea ar fi să mergem pe aceleași componența a membrilor și a și anume domnul Georgescu Dan Lucian, Colgiu Dorinel, Bade Aurel, Bodnăraș Emil și Crăciunescu Constantin, pentru o perioadă de maxim 5 luni de zile, așa cum prevede ultima modificare a legislației, care a intervenit în 2 iulie anul acesta. De-aia am și ajuns așa târziu cu acest proiect pe ordinea de zi, pentru a putea finaliza procedura de concurs de dosare. Și la momentul finalizării acestei proceduri, cu siguranță ne vom întoarce în Consiliu pentru aprobarea componenței CEA-ului de la Golter. Mulțumesc că sunt și alte propuneri. Interpelare. Vă rog. De fapt, mă adresez colegilor consilieri locali. Golter Mangale S.A. are unic acționar Consiliul Local Mangale. Noi trimitem reprezentanții ai Consiliului Local AGA în Golter. Niciunul dintre acești reprezentanți ai Consiliului Local și nici directorul angajat de la Golter nu au venit să ne ceară, să ne prezinte o situație, să ne ceară o aprobare, astfel încât au apărut în oraș afișe cum că să se debranșeze lumea. Eu cred că dacă Orange-ul mi-ar trimite mie, ce-ar face acționaratul Orange cu directorul care mi-ar trimite mie un mesaj să-mi spună, în care îmi spune că știți, la Orange prețurile sunt mari, la anul s-ar putea să fie și mai mari, că vă rog să ne transmiteți dacă vă dezabonați sau nu. Este o sabotare a societății comerciale a Consiliului Local, care treaba ei este să furnizeze energie termică în municipiul Mangalia. Cel care este director angajat, este angajat ca să dezvolte societatea și nu să o saboteze și nu să intimideze oamenii să se debranșeze de la sistemul centralizat, pe de o parte. Da? Pe de altă parte, noi am în Consiliul Local am aprobat un proiect de cogenerare termică, primăria s-a lăudat și cu contractul de finanțare și au trecut atâția ani și pe acte. Noi avem cogenerare termică, dar de fapt nu există. N-a venit nimeni. Proiectul de management, nu vreau cum o să mă întrebeți. Proiectul de management al directorului, atunci când a venit să se angajeze, a fost implementarea cogenerării termice, ceea ce nu s-a întâmplat, adică a dat kix cu lucrul ăsta. Și noi în continuare îl avem director la Golter, adică am pierdut 9 milioane de euro, un proiect de 9 milioane de euro, care trebuia să ne dea căldura astăzi, la maxim 200 de lei gigacaloria, pentru că este același proiect de la Brașov, avem aceleași 4 motoare la Brașov, deci proiectul a fost copiat după cel de la Brașov. La Brașov, în această iarnă,
Despre ce proiect e vorba? Despre proiectul de concediere tehnică. Domnul Filip, ați fost consilier local. Dacă dumneavoastră nu știți ce ați votat, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Da? Nu cunosc proiectul. Nu cunoașteți proiectul de concediere tehnică de la Goldern, cu care s-a laudat primăria peste tot că vom avea căldura la preț mic și vom da apă caldă gratis orașului. Care se închide până la 31 decembrie. Ascultați-vă, în 2018 am pierdut finanțarea de la Ministerul Dezvoltării și ne-au dat și judecate și ne-au luat și penalități prin instanță. Dar ascultați-mă până la capăt, vreau și nu mă mai întrerupeți, domnul președinte. Dar e altă temă, dragul meu. Dar nu mă mai întrerupeți, pentru că fac o interpelare, mă adresez colegilor consilieri. Vă rog frumos să nu mă mai întrerupeți. Avem un regulament, dar să respectați primul ca președinte. Dar vă sugerez să propuneți un tip de analiză a activității și acolo dezbatem și dezvoltăm. Da, domnul președinte, suntem în ședința de Consiliul Local. Dumneavoastră ați venit acum. Orice lucru care se întâmplă în AGA Golden, facem hotărâre de Consiliul Local, pentru că noi nu avem o altă ședință la care să ne adunăm. Practic, este singurul moment în care noi putem să ne adresăm la AGA Coltern. AGA Coltern este Consiliul Reprezentanții Consiliul Local Mangalia. Da? Și eu vă spun, eu vă atenționez, vă fac un denunț cu privire la acest lucru, care se va menționa în procesul verbal, faptul că acești administratori pe care i-am avut până acum au sabotat Golternul cu toate aceste anunțe cu un oraș prin care au intimidat populația și au, ca să se debranșeze. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect este că directorul Goldern are o societate care se numește Biostar SRL, care el, această societate, are același obiect de activitate cu mare Golternul, iar el prestează servicii la sectorul 6 București, direcția pentru 25 de centrale termice, da, ascultați-mă puțin, și cei care se duc să verifice, cei care se duc să facă și să verifice aceste centrale poartă șalopete cu Golden pe spate. Firma domnului director angajează sute de mii de lei pentru fiecare astfel de prestație, în condițiile în care este angajat să aducă astfel de prestații la Golter S.A., Mangalia S.A., care are același obiect de activitate. Noi l-am angajat să ne dezvolte activitatea, pe noi ne sabotează trimițând, punând afișe în oraș ca să debranșeze oamenii, dar pe partea cealaltă, dânsul se duce și face afaceri pe nume personal în același obiect de activitate cu angajații la Golter. Sunt informații certificate. Eu v-am atras atenția în Consiliul Local, dumneavoastră trebuie să verificați. Vă rog, legat. Dar n-am terminat. Propunerea mea este așa. Ca să notăm. V-am adus atenția și am acum o propunere. Ai făcut un doi de noi. Dacă dumneavoastră trimiteți în Golterm aceleași persoane care au sabotat Golterm, da? Înseamnă că vă asumați ceea ce se întâmplă la Golterm, cei care o să votați pe aceste persoane. Ați înțeles? Da, da. Deci eu... Noi asta înțelegem, că dumneavoastră vă asumați. Am înțeles. În ceea ce privește prima parte a discuției noastre, pot să vă anunț că începând de anul trecut chiar avem centrale termice de cartier în Mangalia, care au rămas cu până în 20 de utilizatori. Abonați. Este o piață liberă. Se pare că cei mai mulți au optat pentru centralele termice de apartament, pe alimentate gaz sau electric, de la casă. Nu mai stau să ascult minciunile dumneavoastră. Am părăsit ședința și partea voastră. Noi ne-am sforțat să vă răspunzi. Da, pentru că dacă mințiți la fiecare ședință, orașul suferă. Eu nu mai stau să ascult minciunile dumneavoastră. Nu mai cer cu nimeni. O să fac în mod procedural ceea ce trebuie să fac. Cine va trebui să răspundă, va răspunde. Vă mulțumesc frumos. La revedere. Mulțumim. Repet. Sunt mai multe centrale termice în Mangalia care au rămas și cu 10-12 abonați. Sub nicio formă, acel cartier nu mai poate rămâne abonat la rețeaua centralizată în condițiile în care costurile de transport de la 200-300 de abonați s-au restrâns doar pentru 10-12 cu
cu siguranță costul gigacalorii și costul plătit se va resimți mult mai mare în condițiile date. De aceea, acolo unde se întâmplă să fi rămas 10, 15, până 20 de abonați la o centrală termică centralizată, într-adevăr s-au pus afișe și au fost notificați să știe la ce se aștepte. Este absolut firesc. Este o piață liberă pe care lumea a accesat-o. Cine n-a reușit să o acceseze, trebuie să știe la ce se aștepte. Mai mult de atât n-am. Restul de... Dar de ce credeți că s-a ajuns la 20-30 de abonați? Pentru că este o piață liberă, repet. Okay. Repet, este o piață liberă, există furnizor de agent termic, există furnizor de energie termică care îți vine la ușă și îți bate și spune, dom'le, cu centrala de apartament te costă atâta. Dacă eu consider că e mai comod și mai eficient pentru mine și pentru bugetul familiei mele să accesez centrala termică de apartament, este normal să pot să plec. Nu mă ține nimeni captiv. Suntem într-o economie de piață liberă, repet. S-a ajuns în situația asta nu pentru că Goldtermul n-a furnizat temperatură și apă caldă din 2012 până încoace. Știți foarte bine că am făcut tot ce se putea omenește să avem un serviciu de termoficare funcțional și eficient. Și de ce nu a funcționat? Toată lumea a fost mulțumită. Pentru că, repet, este o piață liberă. Fiecare nu se poate subvenționa la nesfârșit. De acel proiect, de ce nu a funcționat? De ce nu s-a pus în pentru că a fost implementare pe un an de zile cu o contestație în timpul licitației. Am ajuns să accesăm, să semnăm contractul de finanțare în septembrie. Au ajuns să furnizeze utilajele și tot ce era astea la sfârșitul decembrie. Chestie care nu puteam accepta, pentru că la 31 decembrie trebuia să-l avem funcțional. Momentul în care am reziliat contractul, le-am dat utilajele înapoi, ne pare rău. Guvernul și programele de finanțare nu au fost făcute pe mai mulți ani sau cu posibilitatea de fazare, să pot să cumpăr utilajele anul ăsta și la anul să le pun în funcțiune. La 31 decembrie trebuia să se termine. Am avut ghinionul noi aici la Mangalia să avem o contestație în acea procedură de licitație. S-a dus licitația până spre septembrie, n-am mai avut timp să-l implementăm. Nu a mai apărut încă un program care să fie și măcar pe 2 ani de zile de implementare. Și dacă îmi permiteți, domnule, așa pentru noi nu e vorba de așa. Uităm. Unii... Nu, dați-mi voie. Dăm voie să te mincam. Sunteți de acord. Ceva de spus pe subiectul ăsta. Să facem buletinile, că o să stăm să completăm. Faceți buletinile, vă rog. Și dacă sunt propuneri? Uităm uneori intenționat sau uităm pur și simplu că, de fapt, efectul și reacția populației la tipul ăsta este efectul perioadei în care Mangalia a rămas fără căldură, o iarnă întreagă, de oameni au plecat și au rămas, și oamenii cu resurse au zis, eu trebuie să fac ceva, că așa nu pot trăi. Corect, a doua oară n-am avut proiectul cu sanci elementare. Și așa mai departe. Iar a treia oară cu subvenția, care nu s-a... Deci sunt efecte care vin din spate. E o situație reală. Cea cu subvenția, domnul Filip, a fost recentă. Toți am trăit situația asta. Toți am trăit. Suntem în situația asta, cu trebuie să vă hotărâm pe ea ce avem de făcut. Pentru moment aici îl supun la vot ceea ce s-a... Trebuie să completăm buletinile de vot cu propunerile care sunt din cadrul membrilor care au activat până la această dată. Pentru o continuitate și fără întreruperea activității Goldtermului, propunem să mergem pe aceeași conformație pentru următoarele 5 luni de zile până se încheie procedura de concurs de dosare. La acea procedură, cu siguranță, cine se consideră calificat, se va înscrie la concurs și vom analiza de la caz la caz. Repet, Dan Georgescu Lucian, Crăciunescu Constantin, Colgiu Dorel, Badea Aurel și Bodnăraș Emil. Dacă mai sunt și alte propuneri. De exemplu, dacă unul dintre colegii de Consiliul de Administrație nu îndeplinește cele 10 voturi, ce se întâmplă? Nu primesc cele 10 voturi necesare. Noi supunem la vot în grup. Pentru că nu în grup, în individual, pe fiecare. Este vorba de reprezentant în Consiliul. Pe fiecare administrator. Nu e posibil unul dintre reprezentanții din Consiliul de Administrație să nu primească voturile necesare. Ce se întâmplă?
Consemnați și consemnați și numărul de consilieri. Mai este ședință statutară? 11 prezenți. 11 prezenți. Este statutară, nu? Și mai avem, da. Haideți să trecem până se completează. Trecem la citirea ultimului proiect, să facem și o ordine de vot pentru ultimele prezenți. Avem proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Local Mangalia, administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SECE Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL. Cred că este acest sistem în aceeași situație. Este în aceeași situație și solicitarea a fost din partea APIM să, cu propunere pentru aceeași persoană care a ocupat această funcție până de curând, pentru continuitate să poată să meargă mai departe și să asigure conducerea timului până la organizarea și finalizarea concursului. În numele domnului Constantin Popa. Dacă mai sunt și alții propuneri? Deci, domnul Luca Lucian are interes patrimonial la parcul industrial și se retrage de la dezbatere. De la dezbatere și de acolo. Sorina a ieșit la telefon care e garda de mediu la... În curte și... Garda de mediu? Da, că a fost și la primul de mediu. Am înțeles că... E acțiunea la București. Sunt erau comisar de la București. Gândiți pe tot. Dar văd că toate instituțiile sunt detașate la teritorial în perioada asta. Dacă cei 10 rămași au încercat la trăște de noi, poate au avut posibilitate să ducă la rămași. Să vedem o mică variantă de acolo. La Golter... A ieșit așa. Deci urmare votului, ne-am venit pentru următoarea poziție. Următorul rezultat. Colgiu 11, Dorinel, Zadea Uer 11, Badea, Bodnăraș Emil 11, Crăciunescu Constantin 11 și Georgescu Dan Lucian 9. Am luat de două. Deci avem... Sunt două voturi care nu au fost completate deloc. Eroare sau... Era pe ultima pagină, da. Poate a greșit cineva. N-a dat ultima pagină. N-a dat ultima pagină, hai vedeți. Au fost cinci fire. Eu l-am văzut singură. Nu, la primă. La primă sunt cinci acolo. Da? Cinci. Cinci erau. Din coace, da. Credeam că e o eroare. Da, cred că e o eroare. Deci reluăm votul, mai luați votul? Mai scoate. Mai scoate, da. Mai durează un pic să reluăm votul, dacă... Păi numai pentru el. Pentru el, pentru om, pentru poziția asta, de nou, pentru... Reluăm pentru poziția... Poziția 5. Nu, pentru poziția 5, da? Poziția 5, da. Poziția 5. Poziția 5. Poziția 5. Pentru proiectul... Pentru proiectul numărul 3 avem 10 voturi. Mulțumesc frumos! Consum la telefonată pe mazia ziua și seara adunate, trebuie să o plătești. Doamne, aici? Nu, mi-am pierdut cica. Ținem cont până la unii vară și nu-ți compensează cum îți face? Adică ce?
supun la vot încă o dată, vă rog frumos, pentru gol, termen mai supun la vot. Nu votez pentru APIM, supun la vot proiectul. Aprobarea votului, rezultatul de 10 voturi, dar am spus. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Proiectul, forma finală, cine este pentru? Pentru. Da? Abține de împotriva. Am votat la vedere, doamna. Da. Nu ce tu ai votat la 5? La Golten. La Golten? Da. La Golten, da. Nu, acum. 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 Aici, la domnul. Așa. A fost 11 prieteni. Pentru ședință, pentru participare, pentru invitație. Bună.